Hello, dragilor, și bine v-am găsit la un nou clip și astăzi facem un top care m-a chinuit foarte, foarte tare. Mă gândesc de două zile ce să pun în topul ăsta pentru că îmi este greu să aleg. Da, m-am decis până la urmă, am cedat, văzând și eu mai multe clipuri de genul ăsta, am cedat și am zis să văd cam care ar fi top 5 cele mai bune cărți sau cele cărți preferate din 2023. Am multe. Aș fi pus mult mai multe, dar m-am limitat la 5 și mi-a fost foarte, 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 foarte greu să mă limitez la cele 5 cărți. Trust me! Deci, dacă mai vedeți cărți de 5 stele pe la mine prin ce am citit în 2023, clip care o să vină, by the way, să știți că nu e pentru că nu le iubesc la fel de mult ca pe astea, dar nu le-am pus în top. Dacă e să fiu foarte, foarte exigentă, astea 5 cărți cred eu că sunt cele mai bune, cred, nu știu, după un an de zile în care s-au decantat toate impresiile despre cărțile astea și în care am stat și am asimilat tot ce, toate sentimentele pe care mi le-au lăsat, uite că am ajuns la acest top. Ar mai fi și alte cărți, poate vă mai menționez pe parcurs așa câteva cărți, dar să știți că un rezumat al acestui top. Am așa, o carte de self-help, care mi se pare utilă, un fantasy, un literary fiction, adică ficțiune literară, și două thrillere. So, eu cred că suntem foarte bine, că am încercat să fie și din genuri diferite, așa, să fie stiluri diferite, astfel încât să vă dau recomandări în cazul în care n-ați ajuns la cărțile astea, cam pentru toată lumea. Și începem cu cartea utilă, să spunem, a clipului ăstuia. Bine, toate au utilitatea lor, evident. M-a speriat Udi, care a sărit de pe acoperiș pe pervaz. Da, poți să intri în casă pe unde ai ieșit, să știi, nu trebuie să vii să mă sperii. Să mor din inimă așa, da. Ca să-i dau drumul la mâță. Zic aici, înainte de această întrerupere superbă, că începem cu cartea utilă, care este pic, adică vârful. Știți, sau poate nu știți, dar eu am oarecum ceva resentimente față de cărțile de self-help, cele mai multe dintre ele, și de aia când spun că o carte de self-help este utilă, înseamnă că chiar am găsit ceva foarte interesant și util în cartea asta, de care cred că nu numai eu mă pot bucura sau pot beneficia. Și unul din lucrurile utile și interesante din cartea asta este că nu e neapărat nevoie de talent. Este un aspect și un subiect despre care noi am mai vorbit și sunteți, multe dintre voi știu că sunteți foarte vehemente în ceea ce privește talentul și considerați că trebuie să ai talent ca să faci un anumit lucru. Ori cartea asta vine să-ți demonstreze exact contrariu, ceea ce eu cred cu desăvârșire, uitându-mă așa la multe lucruri și eu experimentând de-a lungul vieții mele niște lucruri, îmi dau seama că nu e neapărat să ai talent într-un anumit domeniu, ci mai degrabă că exercițiul, puterea exercițiului este mai mare. Evident, în momentul în care ai și o doză de talent, e clar că îți dă un avantaj, dar avantajul ăla e de maxim 10%. Pentru că, după cum știm, degeaba ai talent și te pui în fața lumii cu talentul tău, dacă nu-l și rafinezi, dacă nu-l exersezi și așa mai departe. Și cartea asta vine să demonstreze cum prin muncă și prin analiză și printr-un feedback serios și constant poți să evoluezi și poți să-ți îmbunătățești cariera, poți să dobândești un skill, poți să faci un anumit lucru, adică indiferent de, nu știu, ce ți-alegi tu, poți la un moment dat să, prin exercițiu și printr-un feedback, că iarăși feedback-ul este foarte, foarte important, poți să ajungi un maestru în acel domeniu. E foarte interesantă cartea și discuția este mult mai largă și mult mai amplă și vine și cu exemple foarte bune. Și povestește foarte multe lucruri și de asemenea demitizează anumite chestii din astea, că dacă, de exemplu, dacă știți că e chestia aia, că dacă ți-ai petrecut 10.000 de ore într-o meserie, te poți considera expert. Vine să-ți explice că nu, asta este doar un fel de medie făcută la un moment dat de cineva care a vrut să arate cam pe unde ai
cunoștințe legate de subiectul respectiv și a făcut o medie la 10.000 de ore. Da? Asta variază de la subiect la subiect, de la temă la temă, de la domeniu la domeniu și așa mai departe, de la aptitudinile pe care le ai și așa mai departe. De exemplu, eu cu vederea mea slabă, să mă apuc de ceva ce ar necesita vedere bună, să vă dați seama că sunt puțin dată în urmă, sunt puțin dată înapoi. Dar, da, foarte interesantă cartea asta și chiar vă recomand să-i acordați un pic de atenție, mai ales că o avem și în română. Am mai dat de o carte și, uite, o mențiune onorabilă și dezbăteam între pe care să o pun în topul ăsta ar fi How to Take Smart Notes, despre sistemul Zettelkasten, cred, așa, niciodată nu-l pronunț corect, care ne învață cum să ne luăm notițe și cum să ne folosim de notițele alea, pentru că nu trebuie neapărat să reținem tot în creierul nostru, că noi avem impresia că totul trebuie reținut în creier și că dacă nu reții în creier ești prost, ci nu. Cum să-ți faci un sistem de notițe din ceea ce citești, din ceea ce auzi, din, nu știu, diverse surse pe care le ai, și cum să te folosești de sistemul ăla. Uite, este o mențiune foarte, foarte onorabilă și dezbătăm la un moment dat dacă să pun cartea aia în top sau pe asta. No, amândouă sunt foarte, foarte bune și doar că aceea nu se găsește în română, din păcate. O găsiți în engleză, dar nu în română. Asta, în schimb, este și în română și este foarte, foarte utilă, zic eu. Apoi, avem prima carte de pe 2023 și am început 2023 fantastic, iar țineți-vă bine că 2024 l-am început și mai bine, dar o să ajungem noi să vorbim și despre ce s-a întâmplat în 2024, dar 2023 a fost absolut fantastic pentru că am început cu un fantasy, fiindcă voiam ceva lejer, light de așa, și o carte care m-a bulversat și m-a dus într-o direcție, deși avertizarea e foarte, foarte clară aici sus, și m-a dus într-o direcție și m-a învârtit și m-a sucit și la final mi-am dat seama că m-a păcălit foarte, foarte tare, deși eu eram fix convinsă că nu o să pot să fiu păcălită. E vorba despre Caraval, care a foarte mult timp din 2023. I-am zis Carnaval pentru că dislexie și pentru că vă jur că nu am văzut că scrie Caraval. Eu tot Carnaval, creierul meu tot Carnaval vedea. Efectiv, eu vedeam N-ul aici, da? Deși nu există. E aceeași carte, nu e ca și cum s-au schimbat cărțile. Nu e N aici, dar creierul meu tot N vedea. Și de-aia Carnaval, eu vedeam tot Carnaval, Carnaval. Și am zis mult timp Carnaval. Au râs câteva persoane de mine, dar asta este... un fantasy absolut fabulos, cumva v-am zis, amestecat așa între Alice in Wonderland, dar mult mai frumos. Mie Alice in Wonderland mi se pare creepy, mie nu mi-a plăcut niciodată Alice in Wonderland, spoiler, da, și o lume de asta frumoasă, o lume superbă. Avem aici în carte două surori care au o viață destul de urâtă. Una dintre ele, adică Carlet, urmează să fie căsătorită pentru că i s-a aranjat căsătoria fiind cea mai mare. Și ea și-a dorit de când era mică, de mult timp, să ajungă pe o insulă unde se ținea un carnaval. Un carnaval din ăsta foarte special. Doar că ca să ajungi la acel carnaval trebuia să primești invitație și ea încerca să facă rost de invitație în fiecare an și niciodată nu-i venea invitația și fix acum, înainte de nunta ei, cu câteva zile înainte de nunta ei, i-a venit invitația la acest carnaval. Și-a dezbătut foarte mult timp cu sora ei ce să facă și până la urmă au decis să se ducă, să arunce așa doar un ochi, să fugă repede și să se întoarcă. Doar că bineînțeles că lucrurile se complică, că altfel nu aveam carta. Și când ajunge pe insula aia, sora ei, Tela, dispare. Și din un aruncat un ochi așa la carnaval, ajunge efectiv să participe la carnaval, la concursul de la carnaval, pentru că acolo era și un concurs. Și ajunge să o caute, devine o cursă contra cronometru pentru viața Telei, fiindcă era și viața ei pusă în pericol. Și are parte de foarte multe aventuri, de multe experiențe, de niște lucruri din astea bizare, se întâmplă foarte multe lucruri ciudate și așa mai departe. Da, mi-a plăcut foarte, foarte tare și cealaltă serie a lui Stephanie Garber, că voiam să o includ și pe cealaltă, tot apropo de mențiuni onorabile, a fost odată o inimă frântă, este la fel de bună și seria asta,
Am citit toată seria, doar Caraval, dar m-a impresionat și chiar îmi place foarte, foarte tare și abia aștept să termin seria. Am tot zis-o la finalul 2023 că mă apuc să termin seria asta, dar n-am terminat-o, dar cred că în februarie o să o termin, mai mult ca sigur. Bun. Apoi, o altă carte care m-a rupt în bucăți și asta este de ficțiune literară. Și cartea asta, vă zic că m-a rupt în bucăți, m-a făcut bucățele, m-a tranșat, știți cum, ca la măcelărie. Pentru că am dat de un personaj cu care m-a legat foarte tare, un personaj foarte frumos, care de altfel are o grădină superbă într-un cimitir. Și m-a frapat personalitatea ei, în primul rând, pentru că, deși i s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri rele și deși săraca a trebuit să o ia de la capăt în viața ei de foarte multe ori, și viața n-a fost deloc blândă cu ea, și-a păstrat un ton general optimist, așa, și cumva, indiferent, și că, cumva, cred că ăsta e mesajul final al cărții, că indiferent cât de rău ți este, mai ai răbdare, că o să treacă și o să fie bine, și o să fie bine. Adică, indiferent prin ce treci, pentru că acest personaj principal a trecut prin foarte multe lucruri, a trecut prin abuzuri, a trecut prin pierderi uriașe, a trecut prin. A fost maltratată, a trecut prin foarte, foarte multe lucruri rele. Și a ajuns într-un final să lucreze la cimitir. Și este vorba de Apă proaspătă pentru flori, de Valérie Perrin. O carte absolut delicioasă, absolut fabuloasă. O carte care, cumva, v-am zis la final, îți spune că o să treacă și că o să fie bine. Și în același timp îți spune și că toată lumea are un motiv pentru felul în care acționează. Toți oamenii au un motiv pentru felul în care se poartă. Deci la finalul cărții m-a făcut, după ce începusem să urăsc foarte, foarte tare un personaj, m-a făcut să-l înțeleg, să zic că, știi, uite, de aia s-a comportat așa. Ah, deci a fost Violet, pentru că Violet este numele personajului nostru principal, este îngrijitoare la cimitir. Adică ea se ocupă de un cimitir, să aibă flori, este un fel de administrator acolo. Și trăiește lângă cimitir. Fața haioasă însă este că ea are un șifonier de iarnă și un șifonier de vară, dar nu au treabă cu anotimpurile, ci cu stările și cu situațiile în care se află. De exemplu, șifonierul de iarnă este sobru, gri, cu culori închise, haine pe care le folosește atunci când sunt în mormântări sau vizitatori în cimitir sau așa. Șifonierul de vară este cel cu rochii vaporoase, culori frumoase, calde, foarte deschise și așa mai departe, pe care le poartă în restul timpului când nu este văzută de nimeni. Și cum ziceam, e îngrijitoare la cimitir, are o grădină absolut superbă, doar că îi aflăm povestea și aflăm de ce se află îngrijitoare la cimitir și de ce, cum a trăit ea înainte să ajungă la cimitir și ce se întâmplă acum, în prezent. Sunt cumva două linii paralele în carte, ceea ce m-a făcut să-mi placă foarte, foarte tare și a fost unul din personajele pe care chiar l-am iubit foarte tare anul ăsta. Deci, da, Apă proaspătă pentru flori. Dacă încă n-ați citit-o, chiar vă recomand și anul ăsta aș vrea să citesc și celelalte două cărți ale autoarei, pentru că îmi place stilul ei de scris. Fiind franțuzaică, este un stil diferit față de american și mi-a plăcut foarte tare. Apoi, primul thriller este de fapt volumul 2 dintr-o trilogie de acum, pentru că urmează să apară volumul 3 în anul acesta, 2024, și abia aștept. Mi-a plăcut și volumul 1. Vreau să includ inițial volumul 1, dar mi-am dat seama că mi-a plăcut mai mult volumul 2. Și este vorba, nici mai mult, nici mai puțin, despre, da, menajera. De Frida McFadden. Unde o avem pe Millie? Am vorbit foarte mult despre menajera la mine pe canal, pentru că, da, mi-a plăcut foarte tare thrillerul ăsta. Millie este o tipă cu un trecut tot așa, nu foarte ok. A făcut pușcărie vreo 10 ani pentru că a făcut ea ceva. Nu știm exact încă ce. De fapt, știm, aflăm pe la finalul primului volum.
Și ea acum încearcă să se reabiliteze, încearcă să reintre în societate și să fie un om normal al societății. Și pentru că a făcut pușcărie, pentru că are cazier și toată povestea asta, nu poate să se ducă să se angajeze oriunde. Se angajează inițial, în primul volum, la o familie bogată, foarte frumoasă, dar care pare puțin dubioasă după ce intră ea și se întâmplă tot felul de lucruri interesante, știți voi, din volumul 1, dacă le-ați citit. În volumul 2, la fel, își continuă același parcurs, este tot menajeră, tot la familii bogate, dar acum are un scop și-a dat seama că și-a făcut un scop din a proteja și a salva femei abuzate și de a le scoate din mediul în care sunt, pentru că ea și-a dat seama cumva că în lumea asta bogată prin care se plimbă ea și face curățenie, sunt foarte multe femei care sunt prinse, prizoniere, și nu pot să iasă de acolo. Și ea le ajută, au bărbații abuzivi și așa mai departe, și ea le ajută să scape de bărbaților abuzivi și de situațiile respective. Doar că este atât de zeloasă în al doilea volum și este atât de sigură de ea și de convinsă că face lucruri bune, încât la un moment dat lucrurile astea, dorința ei de a face bine, se întoarce împotriva ei. Și cartea a doua, practic, este o greșeală continuă a lui Milly, știți? E o adâncire continuă în greșeli a lui Milly, care până la urma urmei iese bine, adică într-un final se întâmplă să iasă cu fața curată, dar greu, greu, suferă foarte mult și în al doilea volum. Se întâmplă niște lucruri destul de ciudățele și în al doilea volum, dar we like it. Mi-a plăcut foarte tare și mi-a plăcut și primul volum și al doilea mai mult. Și știți că de obicei nu se întâmplă treaba asta, adică primul volum e ok și al doilea, abia aștept să vină al treilea volum și vorbim. Iar al doilea thriller pe care l-am ales, pentru că pentru a cincea carte nu știam exact ce să aleg și aveam foarte multe opțiuni și aveam foarte multe cărți și iarăși Falling al lui T.J. Newman este iarăși o mențiune foarte, foarte onorabilă în ceea ce privește thrillerele, dacă mai vreți, dar o carte care m-a ținut cu sufletul la gură, că asta am citit-o în noiembrie, cred, la sfârșitul noiembrie, parcă. Deci m-a ținut cu sufletul la gură de la jumătate încolo până în ultimele pagini. Eu inițial am ascultat o audio, după aia mi-am cumpărat-o, că am zis că nu, că așa ceva trebuie să am în bibliotecă, pentru că sigur o să-mi vină cândva cheful să o recitesc. Este vorba despre o tipă. E vorba despre Chiriașa Tăcută, ca să nu vă mai țin în suspans, de Clemence Michelon, cred că se nu citește. Chiriașa Tăcută, avem o tipă care este ținută prizonieră timp de mai mulți ani, cred că vreo 5-6 ani, de un tip care aparent în ochii lumii este cel mai bun vecin, cel mai bun concetățean, cel mai bun om posibil. Deci, în ochii lumii, tipul ăsta nu greșește cu nimic, este cetățeanul model, este cetățeanul perfect și asta îmi place foarte tare la cartea asta, că cumva te pune să spui niște semne de întrebare cu privire la oamenii pe care îi știi și pentru care ai băgat mâna în foc că sunt extraordinari, dar tu nu ești în universul lor, adică nu-i cunoști de adevăratele în interior. Și este ținută prizonieră și toată cartea asta este, sau trei sferturi din carte, este despre tentativa ei de a evada. Fiind atât de mult timp ținută prizonieră, evident că foarte multe din instinctele ei au fost suprimate și îi este foarte frică. Și mi-a plăcut foarte, foarte tare felul în care autoarea a subliniat bătălia asta internă dintre frica de a pleca și frica de a rămâne. Știți? Adică sunt două sentimente foarte, foarte puternice care se bat în interiorul ei și este terorizată efectiv de frică pentru că este abuzată, violată și așa mai departe cât timp este ținută prizonieră. Și pe lângă ea aflăm că acest domn este de fapt un criminal în serie și că are mai multe personaje la activ. Inițial pe mine m-a derutat puțin că nu înțelegeam ce se întâmplă, dar după aia m-am prins. Și a fost foarte interesant felul în care se lupta ea cu ea să fugă de acolo. Știa că trebuie, pentru că nu ar mai fi rezistat mult și cu toate astea avea momente în care dădea înapoi de frică. Și sublinierea asta fricii și felul în care a făcut-o, care este foarte umană, care este foarte reală și poate pe unii îi face să înțeleagă de ce foarte mulți oameni nu acționează în anumite momente când ar trebui să acționeze, din
cauza fricii. Îi ține frica. Eu pot să înțeleg perfect treaba asta cu frica și din cauza fricii foarte mulți oameni nu acționează și nu știu, mi-a plăcut foarte tare și m-am lipit foarte tare de persoana și erau, efectiv îmi bătea inima, mai ales că ascultam audio și îmi bătea inima în ultimul hal pe final de carte. Deci rar mi s-a mai întâmplat treaba asta. Foarte rar mi s-a întâmplat. Așa că n-aveam cum să nu menționez cartea în clipul ăsta. Da. Bun. Asta a fost top 5 cu mențiunile onorabile de cărți care mi-au plăcut anul ăsta. Spuneți-mi și voi în comentarii care au fost cărțile care v-au plăcut cel mai mult în 2023 și o să vin și cu tot parcursul 2023 în materie de cărți. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!